Bună ziua, domnilor! Bună ziua, domnilor! Se cuvine să spun un sincer la mulți ani celor care își serbează astăzi ziua onomastică. E o zi înflăcărată din toate punctele de vedere. Nu știu cum rezistați dumneavoastră. Eu, unul personal, m-am topit astăzi pe străzile din Suceava. Din ce spun meteorologii, se pare că vom mai avea câteva zile de caniculă. Nu pot să spun decât că vă urez să găsiți cele mai frumoase și cele mai răcoroase zone cu umbră din jurul dumneavoastră. Astăzi este o zi mai specială, din punctul meu de vedere, a celor de la 90 minute exclusiv, pentru că astăzi se împlinește un an de când liderul județean al unui partid din Suceava, căruia nimeni nu-i dădea mari șanse, a reușit o mare victorie la nivel județean, din toate punctele de vedere. Este vorba despre un fost senator, un fost ministru, un fost președinte al Consiliului Județean și un actual președinte al Consiliului Județean, care au reușit performanța să recâștige șefia Consiliului Județean Suceava după ce a pierdut-o la mustață în urmă cu 4 ani. Astăzi, la un an din cel de-al doilea mandat, se află în fața noastră, alături de noi, în fața dumneavoastră, președintele Consiliului Județean Suceava, domnul Gheorghe Fluture. Bună ziua, domnule Fluture! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație și eu vreau să spun la mulți ani Petrilor, Pavelelor, Petruțelor, Petronelelor și la toți cei care poartă acest nume. Aveți și dumneavoastră câțiva primari care poartă numele ăsta? Avem și le transmit și cu această ocazie și prin intermediul postului de televiziune la mulți ani și petrecere frumoasă. O zi într-adevăr caniculară, o zi care văd că îi cod portocaliu pe sud și a dat și guvern până la urmă, înțeleg că a trecut. Îi cod roșu deja pe... De la sud în scoace cod roșu. A fost destul cod roșu, sper să se liniștească lucrurile, pentru că trăim așa niște vremuri. Acum canicula trece, dar asta guvernamentală canicula ustură trece, mai guvernarea tare. Canicula rămâne, nu? Ustură mai tare. Oricum, mulțumesc pentru invitație. A trecut foarte repede un an, dacă te gândești așa, că parcă ieri eram la constituirea acestei majorități și, într-adevăr, anul 2016 a fost un an în care pot să spun că noi ne-am luat revanșa cu ajutorul electoratului și trebuie să aduc aminte sucevenilor că anul trecut câștigam cam cu cel mai mare scor din țară, 57% Consiliul Județean. Foarte mult am văzut că s-a concentrat votul la Suceava pe persoană și am reușit performanța... Păi a fost un fel de uninominal, a doua oară uninominal. Da, 21-16, deci în Consiliul Județean ăsta e raportul de forțe, 21 de consilieri au liberalii și 16 PSD-ul, celelalte partide n-au intrat. Într-adevăr a fost un vot puternic și m-am bucurat pentru el. N-a mai fost la fel în toamnă, la alegerile parlamentare, sigur eu n-am candidat. Dar nici în țară n-a fost, noi am avut mai mult de dublu față de scorul Partidului Național Liberal aici la Suceava, pe votul la Consiliul Județean, ceea ce a însemnat că oamenii au avut și au în continuare niște așteptări foarte mari la Gheorghe Fluture și la echipa lui. Nu vreau să țin discursul foarte mult pe ce s-a întâmplat în 2016, la urmă urmei, doar dumneavoastră știți ce a fost acolo și ce ați făcut ca să câștigați aceste alegeri din 2016. E foarte clar că a jucat o carte inteligentă la un moment dat, pentru că nimeni nu vă dădea nicio șansă. Nici chiar mulți din echipa dumneavoastră. Și asta o știți prea bine. Totuși, unde credeți că ați câștigat dumneavoastră în 2016? Care a fost atul care... Voturile nu au fost foarte multe, după care redistribuirea în cadrul Consiliului Județean v-a făcut să ajungeți la 57%. Am câteva lucruri să spun aici. Am câștigat 46 de primării, dar eu am câștigat și echipa la Consiliul Județean a câștigat în 70 de localități. Deci gândiți-vă, da, că încă jumătate le-am câștigat unde au fost primari PSD-iști. Asta ce arată? Că populația are niște așteptări și eu cred așa. S-a făcut o comparație între realizările din mandatul 2008-2012, după aia a venit mandatul PSD-ului și s-a făcut o comparație. Mandatul meu 2008-2012 a însemnat foarte multe investiții și foarte multă acțiune. Am plătit în 2012 pe vot politic în Partidul Democrat Liberal, care a avut acea situație de decontat cu salarii tăiate cu 25%, chiar dacă eu nu eram în guvern, dar am plătit alături de partidul meu în 2012. Dintr-un anumit punct de vedere...
S-a făcut o comparație în 2016 pe... și oamenii cred că au vrut să ne întoarcem. L-au vrut pe fluturi să... la da. Consiliul Județean și PSD la Consiliul Local? Cum? Aici n-am înțeles eu foarte bine. De ce, nu știu de ce dacă... dumneavoastră, de exemplu, ați fi dorit pe Gheorghe Flutur la Consiliul Județean să n-aveți om când ați fi primar PSD? Vă dau Bun. Un exemplu. Să știți că eu am întâlnit și primari PSD și fiefuri ale Partidului Social Democrat care recunoșteau că în perioada mea s-au făcut foarte multe investiții și atunci unii mai în șoaptă, chiar din primarii lor, recunoșteau lucrul ăsta. De ce nu, de ce nu vreți să spuneți că l-au pedepsit pe Cătălin Nichifor pentru... Știți de ce? Încerc să, cât pot să fiu elegant și diplomat, pentru că așa este viața. Și mandate unul după altul, te erodezi. A fost alternativă. Până la urmă, cine s-a aștepta în 2012 ca eu să plătesc să pierdem alegerile aici? A venit un val ucigător atunci împotriva noastră, el s-a tras de la centru, iar în valul n-a trecut în 2016. PDL-ul nu s-a ridicat, eram deja în marele PNL, pentru că încă lumea știa, bă, ăștia au umblat pe la salarii. Dar la Suceava s-a făcut comparație, cred eu, mai mult pe om decât pe partid. Îmi aduc aminte că aveam și noi măsurători și iertați-mi lipsa de modestie, dar așa cred că au funcționat lucrurile. Modestia mai mult nu pe e virtute în politică. Da, dar exact, dar s-a văzut, adică în multe primării cu primari aleși PSD, am câștigat la Consiliul Județean eu, cu echipa mea. Asta a arătat că oamenii au recunoscut ce am făcut și au o speranță că vom face în continuare ceva bun. Și azi sunt la un an de bilanț, ca să zic așa, să mă descarc de vot, de un sfert din votul. De un sfert de vot, corect. Până da. La urmă, asta este, la un an la... Cum ați resimțit aparatul propriu al Consiliului Județean când ați revenit la butoane? Am spus și atunci, și întâi am să vă spun ceva. Vin acum de la birou, de la Consiliu, pentru că s-a promulgat legea salarizării unice ieri. Deja mâine sunteți cu banii și... în portofel. Da, de cu 1 iulie tu trebuie să te pregătești, pentru că foarte interesant este în această lege, primarii aleși, președinții aleși, li se dă această posibilitate prin lege să stabilească salariile, ținând cont de salariul minim și salariul maxim, care este salariul de vicepreședinte și care nu poate fi depășit, la toți ceilalți din interior. Și atunci trebuie să ne pregătim și am stabilit un plan de bătaie pentru zilele viitoare. Un calendar de consultări cu sindicatele, la aparatul propriu n-am sindicat și am rugat să-și desemneze 3 oameni ca să vină să stăm de vorbă pe fondul de salarii. Aveți grijă ce vă doresc cu sindicatele. Și vreau, da, vreau să spun că va fi o responsabilitate uriașă a președintelui și a primarului pentru a stabili grila cu salarizarea. Și asta va face în perioada următoare. Dar mă întorc la ce am găsit în 2016. Știți cum e în viață? Sunt unii care sperau că nu mai vin. A plecat Flutur în 2012, nu credeau. Eu m-am hotărât să mă întorc pentru a continua marele proiecte cu jumătate de an înainte. M-am retras din secretar general al partidului ca să mă ocup mai mult de Suceava. Și am luat foarte în serios această chestiune și s-a și văzut, cred eu. Dar unii n-au sperat că mă întorc. Eu n-am avut o problemă cu ei. Probabil stilul meu uneori mai încruntat și mai apăsat i-a făcut pe unii să aibă niște nopți mai scurte. A fost o perioadă așa de vreo 2 luni, până am făcut și o analiză ce e acolo, dar n-am avut treabă, nici pătimaș, nu plătesc nimănui nici într-un fel, dar simt că au fost unii care plângeau după liniștea de altă dată și după un alt stil. La mine poate că e un pic mai greu, că le cer unele lucruri și mai repede și mai des. Că tot ați adus în discuție povestea cu 1 iulie și legea salarizării cu mările de salarii. Ceea ce ați discutat până acum, din ce ați discutat până acum, reiese cumva că ar putea fi în Consiliul Județean, în aparatul noastră, salarii mai mici în perioada următoare? Categoric da. Vorbiți serios? Categoric da. Pentru că pe grilă, deci eu vreau să stimulăm performanța. Cei care muncesc și așa cum am spus, îi chem de acasă sau îi vezi că au rezultate pe un proiect sau pe altul sau se luptă, ai posibilitatea să-i dai mai mult. Îi dai. Chiar dacă au aceeași pregătire, aceeași vechime, dar dacă altul stă după perdea să vadă dacă o pleca șeful, atunci discutăm altfel. Și aici
corect fiind și transparent, dar trebuie să-i spui în față, socotim importanța muncii tale, asta și a ta, asta. Nu ne-am născut toți egali. Și e normal, eu sper să am de unde da la cei care performează mai mult și la mulți dintre ei. Dar, categoric, vor fi și situații. N-am acum în minte când am intrat în amănunte dar pe oameni. Ca procentaj aveți o idee? Păi nu, dar fondul de salarii e același. Deci nu ți-a dat bani în plus de salarii. Eu fac niște simulări să mă încadrez în fondul de salarii, pentru că la Direcția de Protecție a Copilului, din septembrie, nu mai am bani de salarii. Pentru că a venit majorarea. Ia, stați că vine guvernul acum și da, vă umple. Dar n-a dat nimeni o rectificare pozitivă până acum și sunt n-am destul avut din cauza asta, poate. De neliniștit sunt și toate județele din țară au această problemă. Ați avut discuții cu colegii din comologii din țară? Am avut chiar astăzi, am sunat câțiva, unii prin concedii, să-i întreb cum au gândit legea salarizării, de când vor să o pună în practică. O să împărtășim, să facem niște schimburi încrucișate de experiență, să vedem fiecare cum gândește. Dar e foarte interesant că îți dă anvelopa și te lasă să stabilești tu principii și reguli, bineînțeles transparente, să le comunici oamenilor, dar să, și eu cred că e corect, să stimulăm pe cei care muncesc mai mult. Asta mi se pare foarte corect. Domnule președinte, am avut și un editorial pe site-ul... Da, am o datorie, 5 întrebări, nu va aștept să mi le... Am zis să o luăm încet, așa. Da, 90 de minute trec repede. Trebuie, de așa este. Vreau să vă întreb foarte serios, am pus atunci o întrebare. Care este motivul pentru care, cel puțin aparent, există o deschidere mai mult decât normală, dacă să zicem așa, pe relația cu Ucraina. Efectiv, dumneavoastră sunteți, în ultima lună, ați fost mai des pe acolo decât ați fost pe la Fălticeni, dacă pot să zic așa. Nu că nu v-ar plăcea Fălticeniul sau că aveți o problemă cu Fălticeniul, dar Lvov, Cernăuțiu, tren, deja da. Lucrurile par a fi... Am să fiu un pic răutăcios, că eu cred că putem să discutăm așa. La ritmul în care mă mișc eu, mă duc și la Fălticeni și mă duc des, mă duc și la Mălini, mă duc și la Cârlibaba. Aș fi mers și la București, dar era închis, pentru că n-aveam guvern ultima lună. Ce să fac la București? Și era deschis încolo spre nord. Asta e una. A doua, domnul Chira, pe 11 iunie Uniunea Europeană a ridicat vizele pentru cetățenii ucrainieni. Pot intra în România și în Uniunea Europeană fără viză, cu buletin. Noi cum răspundem la acest lucru că avem câteva sute de mii de români la Cernăuți, ca să zic o obligație morală, dar și pentru ceilalți? Și atunci, întâlnirea cu președintele României, întâlnire repetate, ședința comună cu Cernăuțu, în care discutam pregătirea deschiderii punctelor de frontieră. Ia că au venit ridicarea vizelor mai repede decât ne așteptam la un moment dat, deși eu țip de un an de zile la guvern, faceți centura Sucevei că o să intre ucrainieni mai mulți fără viză și ne sufocă în Suceava dacă nu îi scoatem pe șoseaua de centură să ocolească. Dați drumul la drumul expres. Și atunci am dat drumul la drumul de la Ulma. Mai e puțin și gata de asfaltat să ajung în frontieră. La izvoarele Sucevei am dat drumul la modernizare. Practic mi-am cam făcut treaba. Cer părții ucrainiene care e blocată, de exemplu, la Vicov, dincolo la Krasna, cu proiectul Vămii. E blocat. Să-l deblocheze, să putem deschide punctul de frontieră, poate măcar în toamnă, când se întâlnește președintele Klaus Iohannis cu președintele Poroșenko la Cernăuți. Să deschidem punctul ăsta. Avem un interes major? Este justificată prezența mea? Este. Doi, am luat parteneri anul trecut, când a fost premiera Poloniei, la întâlnirea la Voroneț cu Dacian Cioloș, Polonia, să ajutăm Ucraina să o legăm de Varșovia și de București. Ai noștri au vorbit de drumul expres pe hârtie numai. București, Suceava, Siret. Mi-a răspuns ministrul transporturilor că din 2022 porțiunea asta de la Pașcani până la Siret. Dar v-a zis-o discret și în perioada mandatului domnului Cioloș. Mi-a zis-o după care, explicându-le după întâlnirea cu premierul polonez și premierul român, au băgat în prima etapă, mi-au dat scris că încep în 2017. A venit guvernul actual, ne-a mai interesat. Dar să țineți minte ce vă spun eu azi aici. Că vrem noi, că nu vrem. Va veni o zi când drumul european actual nu mai suportă. E prea, prea mic pentru cât trafic vine din Ucraina. Ați simțit? Aveți informații că se intră în Suceava atât de mult în ultima... Da, și aglomerație mare de mașini. 700 de mii de mașini pe an
la Siret, din care 200.000 sunt tiruri. Deci nu faci față și atunci avem obligația să deschidem și alte puncte de frontieră, la Ulma, la Izvoarele Sucevei, la Climăuț. Și pe de altă parte, am discutat un tren care se lege Suceava de Cernăuț. Da, chiar și cu asta am văzut la Polonia, Șepit, Liov, 80 de kilometri, 2 ore, circulă, le face vama din mers și merg 500 de oameni într-un tren. Într-o parte și în alta. Și acolo sunt polonezi mulți care trăiesc în Liov și invers. Nu avem obligație morală față de Cernăuț, capitala Bucovinei istorice, să-l legăm de Suceava printr-un tren. E rău că mă duc să mă lupt, pentru nu e rău. Și voi insista și eu sper foarte repede să se întâmple și asta. Deci astea-s drumurile mele în Cernăuț. Asta pentru explicația? Da, sigur. Știți că aveți un aliat începând de astăzi, nu? Eu sper să am mai mulți. Eu am vorbit și cu ministrul Cuc, dar chiar în ziua când își dăduse demisia și am spus, haideți să facem ceva, ne-a dat acceptul atunci, cu trenul. De atunci ne-am întâlnit consecutiv de 3 ori. Poate într-adevăr părea, mă, dar ce caută fluturile la ce? Păi dacă nu te ții de o problemă de asta, nu știu dacă înțelegeți, dar sunt foarte multe structuri care îți vin cu nu se poate. N-avem aia, nu se poate aia, nu... Suntem făcuți din da, așa ceva. Da, suntem făcuți pentru asta. Și atunci nu ai, creezi baza legală, n-ai acord, facem acord, pentru că deschiderea frontierelor e într-un singur sens și atunci noi trebuie să ne pregătim pentru asta. De-aia am... Pur și întrebarea mea e foarte simplă. Care e plusul pentru Suceava? Care e plusul pentru mine? Vai de mine. Haideți să ne gândim... Să fiu un ignorant. Da. Haideți să ne gândim că, din punct de vedere turistic și economic, oameni care n-au fost niciodată de la Cernăuț în Suceava vor veni să viziteze sudul Bucovinei, da? Corect. Și asta va însemna mai mulți turiști. Operatori de turist care să ia cu autocarele din gara Burdujeni și se aducă seara înapoi să facă un tur al mănăstirilor. Curse care vin la aeroportul Salcea, mai mulți cetățeni ucrainieni să zboare de pe Salcea. În momentul în care vin mai mulți fără viză, sunt convins că discutăm de relații economice intensificate între zonă. Dacă vă amintiți, la Borș, la Oradea, zona s-a dezvoltat economic cu Ungaria când s-a ridicat, când era zonă liberă. A explodat zona aia. Asta trebuie să se întâmple. Pentru că, asta dincolo... vă doriți? Exact, da. Acea pentru zonă că economică? Pe Prut e mai rece atmosfera din cauza lui Dodon astăzi, relația Republicii Moldova cu România. Dar aici s-a deschis granița cu Ucraina. Noi trebuie să ne mișcăm cu vremurile. Eu așa cred. Eu așa cred și de aceea sunt aceste acțiuni, mai ales că noi avem acord cu regiunea Cernăuț, cu Ivano-Frankovsk și amintiți-vă și nemții din Schwaben sunt alături de noi la toate acțiunile astea. Deci nu, mie nu mi s-a părut că am făcut prea mult. Am fost la Lviv. La Lviv ne-am întâlnit cu regiunile carpatice până la Varșovia. Ca toți să cerem guvernelor noastre să finanțeze autostrada Nord-Sud. Polonia deja a făcut o strategie națională. Toate centurile prin sate, care ocolesc satele, le finanțează din banii guvernului de la Varșovia și legătura între ele o fac prin bani de la Uniunea Europeană, autostrăzi sau drumuri rapide. Și noi trebuie să facem asta. Nu vedeți că ne chinuim cu o biată centură de 10 ani de zile și nu s-a mai întâmplat nimic? Că probabil la un an de mandat îmi veți spune și întrebarea asta. Asta în partea a doua. Da, da. Mulțumesc. Dar nu era atributul lui Flutul Direct. Ați început campania de pe șoseaua de centură. Eu, noi da. Am zis că o campanie. Eu am adus banii în august anul trecut, la insistențele mele, s-a finanțat centura întreagă din banii europeni. Trebuia să-și asume pe încredințare directă compania de investiții. Mi-aduc aminte, 9 aprilie era pe grafic trecut să înceapă lucrările. Nu s-a mai întâmplat nimic, pentru că am înțeles că vor să scoată la licitație. În 3 luni ar fi terminat. Cine mă bagă pe mine în seamă la guvern? Am făcut foarte multe scrisori și vi le-am dat și dumneavoastră și am cerut și parlamentarilor să se implice în toată treaba asta, să dăm drumoată. Iași o începe a doua șosea de centură și noi nu putem face nimic. Și mâine, poi mâine, eu am văzut deja de la PSD, unul m-a întrebat, dar de ce nu faci centura? Păi întrebați-vă guvernul, dumneavoastră, nu pe mine. Că nu eu sunt cel care pot să o fac sau să nu o fac. Ce urmează în relația cu Cernăuțiu, ca să nu spun în relația din punctul meu de vedere, îmi doresc foarte mult să deschidem cele 4 puncte de frontieră, trecere, să punem în mișcare acest tren și în rest, cursul firesc. Sunt 13 proiecte transfrontaliere cu vreo 12 milioane de euro. Eu cred că putem să cerem suplimentarea de fonduri pe transfrontaliere, pentru că e nevoie. O să vă spun,
am găsit o zonă la Zeletin, la Seleatin, cum spun ei, raionul Putila, dincolo de Ulma spre izvoarele Sucevei, unde n-au drumuri și îs de pământ, nici măcar de piatră, și ei, am discutat cu ei să investească vreo 50 de kilometri să vină spre frontieră. Pentru că acolo oamenii are și în câmpul moldovenesc și o parte în zona asta, de la Ulma spre Rădăuți. Deci vă dați seama ce ar însemna din punct de vedere economic. Ieși la Bucovel sau vii la Schila, Vatra Dornei sau la Câmpul Lung, un număr foarte mare de cetățeni ucraineni. 50 de milioane sunt ucrainenii. Pot să întreb și eu așa, ca da. Necunoscător în materie. Da. E evaluată considerare poate și faptul că intră în România forță de muncă proaspătă și dorită de câștiguri? Nu, eu nu asta m-am gândit. Eu m-am gândit că dacă infrastructura asta, deschiderea punctelor, pentru că la ei salariile ați văzut cum poate sunt. Fi exact o cum da, poate... Noi suntem un fel de Belgia pentru Ucraina. Poate fi și asta una din probleme, o consecință a dezvoltării. Când ai fără viză... Și au oameni bine pregătiți, au muncitori bine pregătiți, poate medici fi și foarte buni. Dar eu m-am uitat la aeroportul Salcea. Peste 1000, și apropo să vă dau o știre în premieră, peste 1000 de oameni sunt cetățeni ucraineni îmbarcați numai în ultimele luni din aeroportul nostru de la Suceava să zboare spre Italia, spre Londra. Deci ei vin de la Cernăuți și vor veni și mai mulți de aici încolo. Am centralizat astăzi și ne apropiem de 100.000 de pasageri în aeroportul de la Salcea în aceste luni, până la ora asta. Eu cred că... De la 1 ianuarie? De la 1 ianuarie, deci noi ne apropiem de 100.000, aveam 95-96.000 până acum, deci aproape 100.000 la 1 iulie. E exact așa cum am intuit, chiar mai bine, asta înseamnă că am avut inspirație bună când am zis trebuie să ne ocupăm de aeroport, să-l dezvoltăm și cu terminal și cu toate celelalte și mă bucur enorm. Una din lucrurile care mă mulțumesc în acest mandat, amintiți-vă 1 august, luna diasporei, când am dat drumul la cursele internaționale primele de pe aeroportul Salcea. Și au tot continuat și acum suntem în negocieri și să ai în jumătate de an 100.000 de pasageri pe Salcea. Când eram pe nicăieri la un moment dat, e o mare performanță. Eram cu 10.000 într-un an de zile. Exact, exact. Dar deci, nu aveam ce avem acum, nu aveam infrastructură, nu aveam... Așa este. Deci pe mine asta mă bucură foarte mult. Deci una din, să zic așa, împliniri, pentru că era o întrebare la un moment dat din alea 5 de la dumneavoastră și eu chiar mulțumesc pentru aceste întrebări. Anul ăsta tot așa de multă importanță veți da lunii diasporei. Nu, am zis, ca să fii mai... Corect. Și așa. În acest an, în luna august, veți suspenda interesul arătat așa, problematică era, locuitorilor județului și vă veți dedica integral organizării lunii diasporei? Nu, e întrebarea ai pus așa, răutăcios, dar eu o respect. Nu în detrimentul sucevenilor, pentru că anul trecut când am făcut și voi face anul ăsta la fel, luna diasporei și-o atins ținta mai mult decât ne așteptam noi toți. Datorită lunei diasporei am câștigat prietenii care m-au ajutat să deschid noi curse. Dacă vă amintiți, Torino, Veneția, multe zone s-au creat masă critică acolo, îmi trimiteau pe mail, când trimiteți avion la noi? Da, am zis, organizați-vă să fiți măcar 5.000 de suceveni acolo și o să vină o companie într-o zi să facă un parteneriat, să deschidă o cursă, au deschis. Londra la fel, suntem și acum în discuții pe Bruxelles, pe Paris, tot așa. Deci diaspora a percutat la apelul nostru pentru cursele Suceava în diverse părți din lume și a fost un mare câștig. Ca să nu mai spun că toate discuțiile astea care în țară nu s-au prea ținut în altă parte, i-au făcut să se simtă puțin băgați în seamă. Chiar dacă uneori autoritățile li s-a părut că nu știu ce. Au auzit, la Suceava, diaspora, uite, a ridicat problema asta, a copiilor rămași în țară. Sau a dreptului la pensie, a celor care au lucrat, cașmanare care au lucrat în Italia, ce fac când vin acasă. Li s-au dat niște răspunsuri și au fost în urma întâlnirilor cu diaspora. Anul ăsta vom avea din nou luna diasporei, dar nu în defavoarea celor de acasă, pentru că cei de acasă sunt frați cu cei plecați și este în binele tuturor, cred eu. Doamnelor și domnilor, luăm câteva minute de publicitate, revenim, nu plecați!